bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Sunt aici cu Miruța și vedeți că background-ul este diferit. Iar asta pentru că doar ce am ajuns la cabană, suntem foarte obosiți, a fost un drum lung, dar suntem fericiți că suntem aici pentru că ne vom bucura de o atmosferă 100% japoneză, o atmosferă tradițională. Cabana este în stil japonez, în japoneză se numește ryokan, o să dormim pe tatami, o să ne bucurăm de onsen, de boi termale japoneze, o să ne schimbăm în yukata, o să avem parte de mâncare japoneză și așa mai departe. Deci totul este tradițional. O să fie o noapte și o zi minunată. Din păcate vom sta doar o noapte aici. Am fi vrut să stăm ceva mai mult, dar ne-am făcut așa o mică excursie de 3 zile și mâine după amiază vom porni către următoarea destinație, așa că vom încerca să profităm la maxim de tot ce are de oferit acest loc. Ne vom bucura și de onsen, ne vom bucura și de această cameră minunată și de mâncare. O să vă fac și turul cabanei. Dacă se oprește ploaia, vreau să vă arăt și grădina și curtea ca să vedeți cât de frumos e, să vă arăt și cabana de afară. Facem tot ce se poate face, toate că am ajuns destul de târziu. Ia stați să văd cât e ceasul. Este ora 6 deja. La 7 avem cina, iar mâine dimineață la 9 vom lua micul dejun. Totul se întâmplă dimineața și o să mergem să vedem și programul de la onsen, că nu m-am uitat și nu știu când se poate intra, când nu se poate intra. Cred că v-am mai povestit eu într-un alt clip, dar nu contează, vă mai zic o dată. La onsen aici, de obicei, băile sunt separate. Ai băi termale pentru femei și băi termale pentru bărbați. Pentru că trebuie să intri complet dezbrăcat în aceste băi termale și noi ne-am hotărât ca pentru astăzi să ne închiriem o baie privată, un onsen privat, ca să putem să intrăm toți trei și să ne bucurăm de un moment în familie, să ne bucurăm de onsen în familie. Vă spun sincer că mie mi-e un pic rușine să intru la onsen pentru femei, dar asta pentru că eu sunt ceva mai pudică, nu mă simt în largul meu să intru dezbrăcată și să văd alte femei dezbrăcate în jurul meu, dar v-am zis, aici problema este la mine, în Japonia este un lucru normal. Onsenul face parte din cultura japoneză. Bineînțeles că diferă de la onsen la onsen. Avem onsen cu anumite proprietăți ale apei. Avem onsen cu apa foarte fierbinte sau onsen cu apa mai călduță. Avem onsen pentru orice. Iar noi acum ne aflăm într-o stațiune în Kobe. Este un mic orășel și este foarte cunoscut pentru onsen pentru că aici se află unul dintre cele mai vechi onsenuri din Japonia. Uite că nu știu care este pluralul. Onsen sau onsene? Onsene sau onsenuri? Pentru că în japoneză onsen nu are plural. Cum îl punem noi în română? Băi termal. Nu? Mult mai ușor. Nu. Onsene. Onsenuri? Onsene. Onsene, onsenuri. Nu. Nici nu mai contează. Onsenuri. Onsenuri? Îți place ție mai mult cum sună onsenuri? Da. Da. Ok. Și o să intri în apă cu noi? Nu vreau. O să încercăm? Nu vreau pe ăla foarte fierbinte. Nu o să intrăm într-o apă foarte fierbinte. Mergem și vedem cum e. O să avem o cameră doar pentru noi, pentru noi trei și intrăm în apă. Și onsen e foarte mare sau mic? Diferă de la onsen la onsen. Uite, și aici Mira are dreptate, pentru că există onsen cu apă mai mică, cu apă mai mare, dar în principiu nu e foarte adâncă apa, îți vine cam până la burtă, cred, dacă ține bine minte. Uite, încă un lucru despre mine, eu nu prea rezist să stau la onsen pentru o perioadă foarte lungă de timp. Mai mult de 20 de minute nu cred că rezist, dar este o senzație foarte plăcută. Ți-mi minte prima dată când am mers la onsen, era totul nou, era totul diferit și când am fost atunci la onsen, am fost la un onsen mixt. Pentru că există și băi termale mixte, unde pot intra atât bărbați cât și femei, iar acolo te acoperi. Acolo mie îmi place cel mai mult, pentru că nu trebuie să intri complet dezbrăcat. Dacă e un onsen mixt, intru cu cea mai mare plăcere. Fiecare cu nebunia lui, nu? Haide că acum că aproape am terminat ceaiul, putem să dăm o tură, să vă arăt camera și să ne schimbăm și noi în yukata, pentru că ar trebui să fie undeva acolo în dulap. Nici nu am deschis, nici nu m-am uitat. O să ne uităm împreună și o să descoperim acest loc minunat împreună. Ne schimbăm în yukata. Mira a venit cu yukata de acasă. Trebuie să vedem pe care o vrea, dacă vrea să se îmbrace în yukata cu care a venit de acasă sau dacă vrea să se îmbrace în yukata de aici. Sau poate facem cu ambele, nu? Te îmbraci în seara asta într-una și mâine dimineață te îmbraci în cealaltă. Ce zici?
Eu vreau asta, vreau în ce vrei? În Elsa, bine, iucata cu Elsa, n-aia o să ne îmbrăcăm. Hai să vă arăt camera. Și asta este sufrageria, a fost foarte drăguț pentru că am fost întâmpinați de o doamnă îmbrăcată în iucata și ne-au adus ceai fierbinte în cameră. Foarte drăguț această întâmpinare. Și din câte vedeți, această sufragerie este o sufragerie în stil japonez. Avem tatami pe jos, scaunul este direct pe podea, masa este foarte, foarte joasă. Acolo avem o decorațiune foarte faină cu niște flori și este puțin ridicat din nou cu tatami. Deja mi-am făcut așa cât de cât un plan să fac câteva poze în acest colț. Mi se pare foarte fotogenic și vom profita de acest loc la maxim. Și vreau să vă arăt, că vă spuneam, că avem o cameră foarte mare. E mai degrabă un mini apartament pentru că deschidem ușa și aici avem o altă cameră. Încă nu știm exact dacă ăsta va fi dormitorul sau dacă vor muta masa de acolo și ne vor pune dormitorul acolo, pentru că în principiu cred că ar încăpea aici 3 paturi, dar uite, chiar nu știu să vă zic, pentru că de fel când am mai stat la onsen, mutau masa și sufrageria se transforma în dormitor. Astăzi rămâne de văzut cum o să fie, iar butonul ar trebui să fie undeva aici în dulap. Da, l-am și găsit, ce credeți, l-am găsit. Aici e, ai niște saltele care vor fi puse pe jos, iar apoi tot ce trebuie de îmbrăcat. Uite, chiar nu știu unde o să dormim, e palpitant să nu știu unde o să dormi. Eu vreau să găsesc iucata, că trebuie să ne schimbăm în iucata. A, aici e, avem niște prosoape pentru onsen, avem și șosete. Și aici avem iucata pentru Mira. Uite, mami, aici e pentru tine, cred că e un prosopel pentru tine. Poți să-l desfac? Poți să-l desfaci? Da, poți să-l desfaci aici acolo. Prosopel. Este un prosopel micuț pentru un sen. Și am și eu un prosopel aici. Și pereța de dinți. Ah, pereța de dinți. Ei, ia uite, ce am rost, ce culoare ai? Nu știu. Nu știe? Stai să-l desfac. Nu-l desface, lasă că-l desface mai încolo. Ok, și avem aici iucata, una pentru mine, una pentru Faiba. Ca să știi că îl scot și pe al tău de aici. Iucata este o haină de vară, este făcută 100% din bumbac, ca și formă este asemănătoare cu forma kimonoului, doar că diferența ar fi că kimonoul este întotdeauna făcut din mătase, iar iucata este din bumbac. Ok, o să le luăm de aici, o să ne schimbăm. De fapt, nu o să le luăm de aici, pentru că vreau să termin, să vă arăt locul și apoi noi o să ne schimbăm și o să ne vedeți direct. Ah, avem și o oglindă aici, nici n-am observat până acum, avem o oglindă pe ușă. Ok, mai avem niște buși pe aici, mai avem un dulap și aici. Ah, mai multe scaune, dacă mai avem nevoie de scaune, uite, le luăm de aici și jos. Eu sunt foarte bogăcioasă, trebuie să mă uit în fiecare dulăpior. E o cutie, este iful. Încă un lucru, acest onsen a fost construit cu foarte mulți ani în urmă, poate chiar 100 de ani, și a fost făcut de către un preot. El a pus bazele acestui onsen. Dacă ajungeți în zona asta, Kyoto, Osaka, neapărat să puneți pe lista voastră și această stațiune, se numește Arima Onsen și aici găsiți ryokanul la care suntem noi acum cazați. Prețul nu este foarte ridicat și ai parte de o experiență unică. Cei care au de gând să viziteze Japonia, onsenul trebuie neapărat să fie pe lista lor. Este ceva unic și ceva foarte diferit de ce avem noi la noi. Și hai să vă arăt și intrarea, că am luat camera asta pe dos. N-am început cu începutul. Ok, asta este intrarea. Bineînțeles că trebuie să te descalzi, de aceea avem un nivel ceva mai ridicat. Iar aici avem baia, dar avem doar toaletă, pentru că fiind la onsen, ai dușurile puse separat. Neapărat de ținut minte că înainte de a intra la băile termale, trebuie să faci un duș. Asta este o regulă foarte strictă. Iar aici, hai să vedem ce ne-au lăsat. Ne-au lăsat niște perii. Ce e asta? E o cutiuță destul de mare. Gel pentru față, cremă pentru față, demachian și paduri demachiante. Aici e toaleta, vă arăt așa rapid. Și
Și asta este camera în care noi vom sta în această seară. O să ne bucurăm la maxim, la maxim. Vrem să facem foarte multe poze, vrem să le nevim, vrem să intrăm la onsen. Avem foarte multe lucruri pe care vrem să le facem și voi o să stați alături de noi. Cred că o să fie un vlog destul de lung, așa că aveți răbdare să vă faceți popcornul, pentru că o să ne bucurăm de această experiență împreună. A, și mai am să vă arăt ceva. Era cât pe ce să uit. Am uitat să vă arăt acest hol care a fost transformat într-o mini terasă, o zonă de relaxare. Cred că înainte era aici o zonă pentru fumat, dar acum s-a dat lege și în Japonia și nu mai e voie să fumezi în interiorul camerelor de hotel, doar în zonele amenajate pentru fumat. Ok, un hol foarte mare, dacă vii în gașcă mare poți să vii să te schimbi aici ca să nu te schimbi de față cu toată lumea. Iar aici avem un standard unde vom pune prosopele ude când ne întoarcem de la onsen și avem și un minibar. Și o altă oglindă. Avem și un scaun pentru masaj. Stați că m-am... ce fericită sunt. I-am dat drumul. După un drum așa lung, merit și un pic de masaj. De asta să văd dacă mă prind. 15 minute, ci că uite, îmi face la spate. Ce bine e, a început așa ușor. Merit, după un drum așa lung. De fapt, taiga, șoferul merită mai mult decât mine. Hai, iubitele, că mai stau 2 minute și te las pe tine aici. Ia, stai, că nici nu ne-am uitat la priveliște. Oare avem priveliște de aici? Dar de ce nu pot să trag asta? Ia, stai puțin, domnul scaun de masaj, că mă întorc imediat la tine. Te-am oprit. Dar eu vreau să văd dacă avem priveliște, dar pare a fi... Natura avem! Asta e priveliștea noastră! Natură! Suntem în natură! Suntem în munți! Gata, mă întorc la scaunul meu! V-am lăsat! Ne auzim un pic mai încolo! A crack, a heart can be broken and still won't let go. Somehow it knows you might come back. Just let me stand in your rain, rain that torrent. Și am primit aperitivele, din câte vedeți, luăm cina în cameră. Chiar nu mă așteptam că o să fim serviți în cameră. A fost o surpriză pentru mine. Mira deja a atacat pentru că era flămândă de pe drum. Am luat noi o gustare, dar se pare că n-a fost suficient. Zicea, mami, mi-e foame, mami, haide că mâncăm, că mâncăm, că mâncăm. Și la 7 fix au venit cu tot ce vedeți aici. V-am zis că este aperitivul, cu asta vom începe, iar apoi... Vom mai primi câte ceva? Da, vom mai primi câte ceva. Ăsta este meniul. Partea a doua, hamonabe, un fel de shabu-shabu, dar cu pește. Trebuie să așteptăm ca supa să dea în foc, iar apoi vom lua peștele alb de aici și îl vom adăuga în acest sos, în această supă și vom aștepta până când va prinde culoarea albă și se va umfla puțin. Noi suntem încă la aperitive. Sunt foarte bune, dar mâncăm pe ghicește, pentru că nu știm ce avem aici, adică eu nu știu ce avem aici. Nu prea sunt eu o mare fană a peștelui, dar voi încerca. Îmi place să încerc mâncare nouă. Mira nici nu mai vorbește, nici nu mai respiră, nu-i mai trebuie nimic. Tot ce vrea e să mănânce. Are și cartofi, are aici niște șnițele și ou și pește crud. Și ceva cu sos, ciuperci, da, și cred că sunt ciuperci. Totul arată minunat și delicios. It's a sour taste in it, it's a sour taste.
to be fooled again, honey, to be fooled again. Stole my heart and ripped it into pieces. Yes, you did. You know it's not the way I planned. Acum o să vedem cum ne pregătește patul, futonul, direct pe tatami și putem să observăm întreg procesul. A adus saltele, le-a scos absolut tot din dulapul pe care vi l-am arătat mai devreme. Iar acum pune cerceaful și nu știu ce mai face. Hai să ne uităm să vedem, să ne uităm împreună. Este pentru prima dată când văd cum se aranjează un futon, pentru că de obicei luam masa la restaurant și când ne întorceam în cameră, futonul era gata pregătit. Și asta este patul nostru, futonul. Aici vom dormi în această seară. Sunt niște saltele care se pun seara și se strâng dimineața. Și ai și plapumă și pernă și tot ce trebuie. Și să știți că, deși nu pare, este un pat foarte confortabil. Și partea bună cu acest futon e că seara îți faci patul, îl pui unde vrei să-l pui și dimineața ai luat patul și l-ai băgat în dulap. Și uite așa, ai o cameră întreagă la dispoziție, ai foarte mult spațiu. Stai că Mira aici nu știu ce vrea să-mi arate ceva. Ne arată cum să folosim scaunul de masaj. Uite. Ne învață. Bună dimineața! Noi mergem la onsen și doar ce ne-am trezit de vreo 5-10 minute, Mira de 5 minute, eu de 10 minute, Taiga de vreo oră. Am luat prosoapele, am luat elasticul de păr, nu cred că mai am nevoie de altceva, am băgat și telefonul pe aici, poate fac și eu o poză, 2-3. Ia stai, mami! Așa, energie! Hai să mergem, să ne punem papucii și să ne relaxăm, zic! Da! Da, să începem dimineața! Mami! Opa, Mira îmi spunea că are vocea de dimineață. Da, și eu am încă vocea abia de dimineață, trebuie să încuiem ușa. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, doar o oră, pentru că la 9 o să ne fie servit micul dejun. Hai să vă arăt puțin. Ne descălțăm, iar aici avem camera de duș, pentru că niciodată nu intri în onsen fără să faci duș. Iar acum trebuie să vă arăt un onsenul. Ăsta este onsenul privat și de aceea vă putem arăta mai multe. Cred că sunt de zi în care am venit. It's a big mistake to be falling back to the stuff we know will fail. Stole my thoughts for no given reason. None at all. Iată-ne din nou aici, iar m-ați prins că încuib ușa. Mergem să luăm micul dejun. De fapt am greșit și micul dejun nu o să fie servit în cameră, ci o să mergem noi la el. Și e atât de bine după un sen, am făcut și un duș, mi-am aranjat așa cât de cât părul. Nu prea se vede, știu, pentru că oricum e umiditatea foarte ridicată și nu stă nici cum. Hai că se mas! Sper să avem NATO. Asta e tot ce-mi doresc, eu îmi doresc NATO. Este ora 9 dimineața și mai avem 2 ore de stat aici, iar apoi pornim către următoarea destinație. Hai, poate de data asta pot să vă arăt mai multe pe aici.
că vreau să iau și eu la rând această cabană, pentru că Taiga și Mira au fost ieri fără mine și s-au plimbat peste tot și au studiat și au văzut tot ce are de oferit cabana asta. A, uite, aici avem o baie pentru bărbați, nu pentru femei. De fapt, timpul este diferit, stați că acum am prins. Pentru femei, de la ora 3 după amiaza la 1 noaptea și pentru bărbați, de la 5 dimineața la 10 dimineața. Da, adică acum e pentru bărbați. Și în partea asta ce avem, tot așa? Nu scrie. Ba da, tot așa. Pentru bărbați, noaptea și pentru femei, dimineața. Adică aici acum e pentru femei și cred că acolo este micul dejun, că văd pe toată lumea că merge. Uite, mami, mai sunt copii. A, uite, se poate vedea un pic. Vedeți, un pasaj și verdeață multă. Și ce am uitat eu să vă spun? De fapt, n-am uitat, dar aseară am aflat. Această cabană a fost construită în urmă cu 150 de ani. Am întrebat-o pe doamna care ne-a adus cina aseară și ne-a zis 150 de ani, foarte, foarte veche. Hai să ne dezinfectăm mâinile. Ai pus? Da. Suficient? Da. Și eu? Hai să desfacem, pentru că arată atât de bine. Sunt curioasă să vedem ce se află înăuntru. Nu m-am uitat fără voi. Iarăși arată foarte fancy și nici măcar nu o să știu ce o să mănânc. Bineînțeles că avem micul dejun în stil tradițional japonez. Avem pește, avem legume, avem orez și miso, care doar ce au venit. Uite. Să vedem ce-i dau și Mirei de aici. Nu avem ouăț. Dar eu nu am nici nată. Nată nu avem, nu-i așa? Sunt chiar, ba, dar ăsta e nato. Haha, avem nato. O să-ți dau un pic din toate, mami, împărțim. Iar miroase a pește. O să-l pun așa? Da-ți pun așa frumos, uite, doar pentru tine. Mulțumesc. Cu plăcere. Hai că-ți ajunge. Mie îmi pun mai târziu. Să-i pun Mirei mai întâi. Și asta, hai să vedem ce-ți dă mami de aici. Ce vrei tu să mănânci? Pește? Nato. Imediat îți dau și nato. Face the heat and maybe make a promise and make it through all our flaws, 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 all our flaws. Hey, you better make it worth it. Mira strânge sticărele de aici. Mi-a făcut dezastru și s-a schimbat din nou, pentru că am vrea să mai facem câteva poze. Am început să și strâng, mai avem fix o oră de stat. Încă nu știu exact cu ce să mă îmbrac, nu m-aș îmbrăca cu aceeași roche de ieri. Cred că o să-mi iau o roche scurtă de data asta. Am făcut cât de cât și patul. Bine, nu prea l-am făcut, oricum o să trebuiască să vină cineva să-l strângă. Chiar îmi place camera asta. E foarte mare, nu mă așteptam să fie atât de mare. Am văzut-o pe Booking, dar părea mai mică. Și vreau să vă arăt ceva la ușa asta. Asta se închid. Așa, perfect. Voi lua poziția de seiza. Și sistemul ăsta este în principiu pentru iarnă, pentru că deschizi și poți admira priveliștea, poți admira zăpada, fără să trebuiască să ieși afară, în frig, pentru că de obicei acolo pe terasă este mult mai frig decât aici înăuntru și de multe ori iarna parcă n-a ieșit la frig, mai ales să ieși așa doar în yukata. Și uitați că din poziția asta de seiza am priveliștea fix în fața mea. Este făcut și gândit pentru asta, nu am mai văzut până acum. Ăsta este și motivul pentru care mi se pare atât de interesant și atât de diferit, m-a acaparat. Ieri stăteam și studiam și am întrebat-o pe doamnă pentru ce e și ne-a explicat mai multe și așa am aflat de acest sistem și motivul din spatele acestei uși. Și pum, l-am tras și gata. Mai avem un pic de strâns. Și aproape am terminat, o să mergem să ne mai plimbăm puțin pentru că vreau să văd și eu cabana, eu n-am apucat să o văd. Mira a terminat de strâns sticărele, ia stevă fată. Hai să ieșim puțin,
să dăm o tură repede, mai am 15 minute, Taiga a zis, întoarce-te, noi nu mai venim cu tine, dar să te întorci cât poți tu de repede ca să mai facem 2-3 poze, cam două idei super pe care vreau să le pun în aplicare. Am făcut foarte multe poze faine aici. Asta e un alt lucru care îmi place la Ryokan, pentru că fiecare colț e altfel, fiecare colț e instagramabil, primești și yukata și yukata dă foarte bine în poze. Cred că pe aici am mai fost de vreo 7 ori și v-am arătat deja băile. Acolo tot înainte sunt camerele și restaurantul. Și dacă vom coborâ pe aici, vom ajunge la recepție. Ia stai să întorc camera ca să vedeți cât e de veche această cabană. Avem scări aici. Și uite, o mini cascadă. Și hai să o luăm pe aici pe scări. Să ajungem la recepție. Să vedem ce mai găsim acolo. Au și un mini magazin de suveniruri, dar o să ne uităm și o să ne oprim acolo după ce caut. Asta e ca un lobby, o sală de așteptare. Avem și un bar care momentan este închis. Și scările de aici sunt minunate și din nou par foarte vechi. Foarte, foarte vechi. Iar acolo sus, nu știu dacă voi vedeți, dar este un tablou cu niște fete în kimonouri. E un tablou tare fain. Nu știu de ce în ultima perioadă tot zic fain, fain, fain. E noul meu cuvânt preferat. Da, cred că am putea să facem o poză aici. O să dea bine. O să ne întoarcem. Și văd că au și ceva yukata, cred că de vânzare, pentru că nu ne-au pus să ne alegem de aici. Uite, astea nu știu să vă zic. Este un alt magazin. Acolo recepția. Aia este intrarea și intrăm în sala de așteptare. Totul e vechi și aici până și mirosul ăla de vechi, care mie îmi place foarte mult. I just wanna be the one who loves you. I just wanna be the one. Face the heat and maybe make a promise. Make it through all our flaws, all our flaws. Și așa arată cabana. Am ieșit și noi într-un final și în sfârșit nu mai plouă, ba chiar avem un cer albastru, nu se vede la voi. Încă un lucru voiam să vă arăt, că toți copacii de aici sunt momiji, adică toamna sunt roșii, 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 roșii. E devenit aici toamna. E absolut minunat și acolo au copaci care mai de care. Sunt toată un zâmbet din nou. Dar vreau o cafea, n-am avut cafea la micul dejun și îmi lipsește. Trebuie să bem repede o cafea și după pornim la drum. Vreau să descoperim puțin această stațiune, Arima. Arima, de ținut minte și eu o să țin minte. Bambu? Uite, uite, avem baby bambu, ia vino Mira. Uite! Asta, asta e bambu, nu? Da, pare a fi baby bambu. Și uite că am ajuns în centru. Avem multe magazine, case vechi, magazine cu suveniruri, cu mâncare, cu snack-uri. Uite și o florărie. Și dintr-o dată mă simt ca la Bușteni. Ce, mami, cu cine te cerți acolo? Mira se ceartă cu un gândac. Și am ajuns la pod. Hai să întorc să vă arăt. E foarte frumos amenajat acest râu. Nu miroase a sulf, deci nu cred că este un râu onsen. Dar aici avem un pod care pare destul de vechi și o statuie. Cine e aici? Her name is Nene. Her name is Nene? Da. A, e soția acelui șogun care a făcut acest loc faimos. Tender enough. They say you have to.
ne-am întors să luăm mașina și cum spui mami la acest loc? Pa, atunci. Pa! Pe cine îmbrățișezi? Chiar aș vrea să venim aici toamna pentru că avem un tunel de momigi. Da. E drumul destul de lung și aici e momigi. Peste tot avem momigi. Tender enough. They say you have to bruise to feel. Ok, gata, am luat și mașina. Să vedem unde găsim să parcăm și mergem să ne plimbăm puțin prin centrul vechi. Templul ăsta ne-a atras atenția pentru că, ia uitați ce de scări. Trebuie să urcăm toate aceste scări pentru a ajunge la templu. Hai să urcăm repede. Pa, grijă la picioare. Și uite, așa faci sport, vrei, nu vrei? Îți faci și sportul de dimineață. Stai că mă dor picioarele deja, încă urc. Mai am de urcat un pic. Vai, v-am zis. Cel mai bun sport este călătoritul. Uitați-vă la această poartă, pare foarte veche. Stai să-mi trag și sufletul. Aoleu, mai avem scări? Nu, dar nu mai vreau. Hai, hai. Încă o serie de scări. Și mai multe scări. Vai, nu cred că mai urcăm. Pentru că i-am lăsat să mă aștepte mașină. Că n-avea unde să parcheze acolo. Și am urcat singură. Dar sunt cam multe scări. Uite și un scaun aici. Cred că e pus pentru cei ca mine. Care nu mai au rezistență. Hai că am urcat ceva. Hai, mai încercăm un pic. Dacă după colțul ăsta iar avem multe scări, ne întoarcem la mașină. Am început să zăresc ceva acolo, dar mai avem un pic de urcat. Și am ajuns. Vai, ce de liniște! Nu e absolut nimeni aici. Doar eu. Oh, și priveliștea asta! Vezi toți munții! Hai că a meritat urcarea! Uitați cât de frumos! Asta pot spune că e un loc secret. Pentru că nu par a fi turiști. Nu par a fi oameni. Acum încep să mă întreb dacă chiar aveam voie să vin aici. Și ăsta este templul principal. Pentru el am urcat noi până aici. Dar nu doar pentru el, ci și pentru această minunată priveliște. Vezi toți munții. Chiar sunt la înălțime acum. A, și pot să continui. Pot să mai mergi o serie. Super. Uai. Auziți toate aceste păsări din jurul meu? Și îmi plac munții din Japonia pentru că au o formă tare ciudată. Nu cred că se vede la voi. Stați că am auzit o voce. Parcă am auzit o fetiță care cântă. Mi s-a făcut pielea de găină. Ok, chiar mi-e frică. E cam spooky. Auziți? Cânt așa. Sper să fie doar o pasăre. Să nu fie vreo fantomă. Ok, gata, hai să coborâm. Ah, și mai e un templu acolo, sus pe deal. Sus pe munte, de fapt. Nu cred că e deal. Gata, mergem repede la mașină, pentru că aud în continuare acea voce care cântă. Și a început inima să-mi bată destul de tare. Și vă spun sincer, mi-e frică. Nu-i nimeni aici, nimeni, doar eu. Ok. Bine că n-am venit noaptea, dacă veneam noaptea, nu știu ce mă făceam. Cred că am văzut prea multe filme horror la viața mea. Așa. Hai că trebuie să am grijă la scări, ne auzim din mașină. Hai că am ajuns la poartă, mă simt mai în siguranță, știu că-i taiga jos, dacă e ceva țip și mă aude. Copiii mei mă așteaptă aici și o să se ducă și taiga repede să vadă dacă dă peste fetița care cântă. What's going on? I hope I'm on your mind.
mind. I've got 70,000 friends, so I guess I'll be alright. Be alright. I know someday we could finally be friends without risk of falling, falling in love again. And I feel now it is time to let you go without hesitation. Și am intrat în centrul vechi, atât de frumos. Aici avem niște scări. Am văzut că multe magazine sunt deja închise. Nu știu de ce sunt închise atât de vreme. Hai să o luăm pe aici. Hai să încercăm să vedem unde duc aceste scări. Da, Mira se plânge acolo în spate că iar scări. Că da și ea o fugă cu papii până la templu. Asta e o mașină specială de la un hotel într-un onsen și am găsit baza unui onsen. Cred că de aici extrag apa de la onsen și o trag în acest hotel. Și onsenul ăsta are apă roșie și e foarte bogat în sare și fier. Și e de altfel cunoscut ca fiind onsenul cu cea mai mare concentrație de sare din Japonia. Ca de obicei ne plimbăm fără destinație. Taiga se uită unde să ne oprim să bem o cafea. Eu aș vrea să mă mai plimb puțin, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Uitați cât de frumos! Vreau și eu o poză aici. Aș putea să stau acolo și să facem cu obiectivul wide. Să prindem așa tot. Ce zici? Am găsit o altă stradă foarte faină, cu multe case, multe restaurante, multe magazine, suveniruri. Uite, aici avem crochetă înghețată, oamenii stau aici la rând să cumpere înghețată. Copiii mei m-au părăsit, sunt acolo în față, ei caută înghețată. Cred că au pus ochii pe un alt magazin de înghețată, pentru că îl văd și eu de aici. Și prezentarea acestui magazin e foarte faină. Cred că asta e partea mea preferată, atunci când dăm peste un centru vechi în stil japonez. Hai să intrăm aici, au Sancho, un spice foarte picant. Trebuie să ne dezinfectăm mâinile. Aici îl macină. Deci așa arată boabele de Sancho. Unde vrei, fată? La ice cream, tofu. Dar nu crezi că ar trebui să mâncăm mai întâi și după aceea să mâncăm înghețată? Ar trebui să mâncăm în care și să lăsăm... Papi a zis să nu mâncăm. Cum a zis papi să nu mâncăm? Nu a zis, dar și tu nu se dă nimic. Nu a zis nimic? Da. Îți spun eu că o să mâncăm în care mai întâi și după aceea înghețată. Că eu vânez colțuri unde să facem poze și mă gândeam că și aici ar putea fi un colț fain. Să-l întrebăm și pe papi să vedem ce spune. Mami, o să trebuiască să mâncăm și mâncare. Hai că vorbim cu papi și vedem cum facem, ok? Mă simt ca într-o poveste, nu mă simt ca în viața reală. Zici că nu sunt eu acum aici. I don't know what I need, but I feel there's something missing. Someone's missing me. I don't know if what we had was just a waste of time. You got 70,000 friends, but I am one of them, one of them. I know someday we... Până la urmă m-au păcălit copiii și mâncăm înghețată înainte de mâncare. Și tu ai înghețată, da. E înghețată cu tofu și chiar are gust de tofu. E tare interesantă. O să ne luăm crochete de aici până la urmă și o să mâncăm pe drum. Zilele astea n-am mai apucat să ne așezăm și noi la un restaurant să mâncăm ca lumea. Mâncăm așa pe fugă. Falling in love again, and I feel now it is time to let you go without hesitation, hesitation. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel a loss of balance when I think of you and me. I don't know what I want, I don't know what I need, but I feel there's something missing, someone's missing me. Peste acest izvor cu apă fierbinte. Este apă de onsen, nu este de băut. O să vii să te speli.
pe mâine aici cu o apă plină de minerale. Vai, cât de plăcută e. Nu e chiar foarte fierbinte, e călduță, așa, plăcută. Numai bună, a zice. Mira stă acolo jos, mănâncă. Ah, cred că m-am udat pe roche. Uitați-o pe Mira. Mănâncă. Ușurel, ușurel. Excursia noastră se va încheia aici. Sper că v-a plăcut experiența tradițională japoneză. Și ne revedem data viitoare. Nu uitați de like, subscribe și follow pe Instagram. Bye!